Ia uitați-le! Multe dulciuri, multe nebunii nebunii. Așteptăm 5 minute să se facă popcornul acum. Salutare și bine v-am regăsit la carnavalul meu. Am făcut în casă, mai exact în camera asta, carnaval. Având în vedere că este pandemie, cum ar fi să te distrezi acasă? Având în vedere că festivaluri, carnavaluri, Untold Festival și toate chestiile astea nu se mai țin. Sau cel puțin așa știu eu. Ei bine, am venit cu ideea de a vă transmite un mesaj. Mai exact să vă distrați acasă și să vă faceți propriul vostru carnaval acasă. Așa că, în spatele meu, bă, o să vreau să vă arăt exact toate chestiile pe care le-am pregătit și cu ocazia asta să vă dau și vouă o idee, să vă distrați cu mama, cu tata, cu fratele, cu sora sau chiar cu un prieten acasă la voi și să-ți faci propriul tău carnaval. Așa că, imediat o să vreau să vă fac room tour-ul acestei camere, mai bine zis, room tour-ul acestui carnaval, să vedeți câte chestii tari am pregătit și am cumpărat pentru voi să vă arăt și cum să vă distrați acasă. Cred că ăsta a fost visul meu de când eram mic, să-mi fac un carnaval acasă cu o grămadă de chestii. Așa că apăsați butonul de like dacă vă place ideea și o să vă mai prezint diferite idei trăznite pe care puteți să le faceți și voi acasă. Aveți 3 secunde la dispoziție în 3, 2, 1, apasă like și un follow pe Instagram. Ok, haideți să vă arăt exact ce am făcut aici și ce o să ne distrăm. În primul rând, aici o avem pe Shazi, sănătos, ai venit la petrecere și ia uitați-vă. Bam, 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 bam. Ok, o să le luăm pe toate la rând, să vedeți exact ce am pregătit pe aici. În primul rând avem un balon pe scaunul ăsta. A, da, și mai avem încă un balon pe perdea. Avem încă un balon acolo și pe fundal am zis să pun niște confeti care cad așa foarte fain. Pentru că mi se părea foarte tare ideea asta de confeti. Nu am reușit să cumpăr confeti, pentru că era destul de fain dacă reușeam să cumpăr, dar asta e. Cele două baloane pe televizor. Pe lângă chestia asta am zis să transmit ideea că, băi, dacă aceste confetiuri cad, să transmit ideea că ele o să cadă aici pe dulap. Apoi avem balon, mamă, ce era să mă împiedic de tine și azi. Și apropo, trebuie să vă arăt și chestia asta, cum am îmbrăcat, că și asta contează. Așa arăt, exact în carnaval. Cu Shazi, ai de capul meu pe Teddy, nu l-am lăsat în camera asta pentru că a venit și a distrus totul pe aici. Așa că am tricoul ăsta cu Yabba Dabba Doo de la Flintstone și am și pantalonii ăștia cu SpongeBob. Îmi pare rău, eu n-am Gucci și Balenciaga și toate chestiile astea, dar mă laud și eu cu ce am. Cu pantaloni scurți la 20 de lei și cu șlapi în picioare. Hai să vă arăt în continuare. Și urmează! Ei bine, ăsta este un aparat de făcut prăjiturele, cupcake. Ia fiți atenți. Pac. Cupcake scrie aici. Ba, ba, ba. Astea o să facem prăjiturile. Apoi avem popcornul, aici avem zahărul, aici avem niște păhărele pe care o să le folosim să bem sucuri, nebunii, cocktailuri și așa mai departe. Și am cumpărat pentru voi, am cumpărat-o, aparat de făcut popcorn. Toată viața mi-am dorit un aparat de făcut popcorn din acesta și arată senzație. Îmi place maxim. O să facem și popcorn, să vedem cum funcționează, dar dacă vreți să vedeți mai multe, o să vă las canalul Flow Style în descriere, canalul secundar, unde acolo o să facem exact popcorn cu toate aromele, o să fie foarte tare. Avem aici popcornul cu... cred că ăsta e cu ceva unt, nu-mi dau seama. Încă niște paharele, ăsta este de la vata de zahăr. Toată lumea știe aparatul ăsta de făcut de vată de zahăr. La cât de multă vată de zahăr am făcut la viața mea, mamă, mamă. Salut și azi din nou. Apoi avem niște baloane prinse pe acolo. Am vrut să iau vreo 1000 de baloane, dar dau faliment. Apoi, chitara, care din păcate nu mai are o coardă. Continuăm. Avem baloanele care sunt puse așa. Astea sunt mai mult de decor, ca să pare exact senzația asta că ești la un carnaval, că te distrezi. În primul rând, asta este mașinăria de făcut popcorn, adică aceea pe care tocmai am cumpărat-o. Apoi am pus niște jocuri aici de la Monopoly. Nu fac reclamă la Monopoly, dar știți foarte bine că eu cu Diar ne jucăm foarte mult Monopoly, Remy și tot felul de alte jocuri de societate. Sunt foarte bune și vă recomand. Bineînțeles, scociul cu care am lipit balonașele. Ăsta, îl știți, este un joc pe care îl puteți juca cu prietenii. O să trebuiască să răspundeți repede la niște întrebări sau și trebuie să apăsați pe butonașul ăsta și celălalt se curentează. Știți bine, am făcut challenge-ul cu el, iar aici vine raiul pe pământ. Ia uitați-vă ce e aici. Uitați-vă puțin. Ia uitați-vă, bă băiatule, ce avem aici. Multe dulciuri, multe nebunii nebunii. Pentru că la un carnaval, bineînțeles, ai nevoie de toate felurile de dulciuri. Și am zis că trebuie neapărat să punem dulciuri. Avem acadele. Ia uitați câte acadele. Avem
alte sortimente de acadele în formă de cap de mort. Chupa chups. Avem un sos de caramel. Pe acesta, haideți să vă arăt cu ce îl mâncăm noi. Am pregătit aici niște boba tea, cum se pronunță. Ăsta este un boba tea cu tapioca înăuntru. Și este foarte bun. Ăsta l-am făcut noi în casă. Este o rețetă cu lapte și ceai amestecat și boabe de tapioca. Mamă, cât de bun e. Asta a devenit una din băuturile noastre preferate și până la urmă ne-am cumpărat noi tapioca și boabe de boba și ne-am făcut noi în casă. Cele mai bune, mult mai bune decât la magazin. Încă un bol cu o grămadă de dulciuri, mentosane, batoane rom, încă niște bombonele, dar nu mai țin minte exact de unde le-am cumpărat, dar sunt foarte ciudățele, ia uitați-vă ce fel arată. Ciocolată, alte bucăți de ciocolată și o grămadă de rom încă o dată. Ah, și uite încă ceva de la... Asta-i praline. Da, asta-i praline. Deci vedeți că am o grămadă de batoane de ciocolată și așa mai departe. Mă gândeam să transmit ideea ca și când astea le câștigi în momentul în care te joci la un joc sau ceva de genul acesta. Trecem la următorul colț. Ei bine, am pus baloane, vai de capul lor, strâmbe, dar mie îmi place. Ok, aia este cutia de la vata de zahăr și bineînțeles m-am gândit și la jocuri cu prietenii. Dacă voi aveți jocuri în casă, mai multe nebunii, puneți-le, jucați-vă, jocuri de societate. Asta este o masă de fuzbol, pac, pac și vă jucați cu prietenii. Parcă v-am arătat-o odată. Am făcut un clip despre asta și trecem la următoarea parte unde avem pianul. Mai știți că am făcut și videouri cu pian și ia. Ok. Ok, nu mai știu să cânt, habar n-am. Dar oricum, mi se pare foarte tare ideea asta. Haideți să facem acum niște bate de zahăr și niște popcorn să vedeți cum le face. Și dăm bătaie. Ia uitați ce frumos! Așteptăm să se încălzească! Iar între timp am uitat să vă arăt și hoverboard-ul. Și la fel, vă sugerez, dacă aveți jocuri, o grămadă de chestii din acestea, băi, puneți-le pe toate într-o cameră și distrați-vă. Credeți-mă pe cuvânt, o să vă placă. Vă simțiți exact ca la bâlci, ca la parcul de distracție. Perfect! Mașinăria noastră de vată de zahăr s-a încălzit. Hai să punem zahărul. Ajunge atât, nu am nevoie de mai mult. Pac, pac. Și dăm drumul. Ăsta e. Ia uite-o. Ia uite-o cât de frumos începe. Ce mai trebuie să dai bani pe bilet să te duci la carna? O să faci direct acasă. Ia uite cât de frumos iese. Și bam! Și mi-am făcut propria mea vată de zahăr. Ah. Senzație! Hai acum să facem popcorn. Așa că... Am pregătit mașinăria de popcorn, aleluia! O să trebuiască să-i punem prima oară ulei, fiți atenți cum punem. Punem uleiul, aici am ulei să știți, turnăm uleiul. Iar acum o să vreau să punem popcorn cu unt. Asta trebuie la fel plină, punem înăuntru. E prima oară când fac chestia asta, Doamne ajută să nu explodăm. Vă arăt o chestie șmecheră, ia fiți atenți. A, nu prea se vede pe cameră. Uitați acum! Altă viață, altă viață. Așteptăm 5 minute să se facă popcornul acum. Ia uitați-le. Mamă! Asta da carnal. Ia uite, ia, bam, bam, bam. Cât de șmecher este, wow. Bă, cât de tare. Ăsta e, hai să vedem. Bam, stați așa că trebuie să le dăm pe toate. Bam, bam, bam. Perfect, gata. Au căzut absolut toate. Scoatem frumușel tăvița cu popcorn și îi servim pe invitați. Poftim șazi pentru tine. Și hai să degustăm acum. Bă, cât de bune sunt, bă! Foarte tare. Îmi place că aparatul ăsta, în momentul în care scoate popcornul, practic nu se mai arde, pentru că nu mai stă în tigaie. Și sar direct afară și alea nu se mai arde. Sunt făcute senzații. Asta da, petrecere! Ia-mi! Și am și o provocare pentru voi. Dacă sunteți copii și vreți să vă distrați, faceți chestia asta, faceți o poză, puneți-o pe Instagram Story la voi
și dați-mi tag și eu o să o văd și cu siguranță o să vă placă. Dar trebuie neapărat să întrebați părinții, pe mama și pe tata, să vă ajute să faceți toate chestiile astea. Să nu faceți de capul vostru, să nu faceți prostii. Credeți-mă că o să vă distrați maxim, măcar așa aveți o activitate în plus și o să vă placă. Așa că eu sper că v-a plăcut carnavalul meu. Toate ideile astea, poate v-am dat și vouă niște idei să le faceți și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari dansători, cei mai tari trupă și noi ne vedem data viitoare cu pace și iubire. Salutare!